Și fac haiduși din sudul Basarabiei. Din sudul Basarabiei haiduși și fac. O venit să vă ajute pe voi, băieți deștepți a Republicii, care ați declarat greva foamei. Pentru Decebal, pentru Burebista și Ștefan cel Mare. Aici trei repere principale a dacilor din Străbun. Oameni buni, stimați chișinăuieni, treziți-vă odată. Eu, Vladimir Ciobanu, de la sudul Moldovii, din sat Stomai, de mult cunosc acești băieți bravi care vreau dreptate și nouă mai găsim. Sculați-vă împrejurul la oamenii normali care mai sunt încă și nu au părăsit Republica Moldova pentru a schimba la față acest stat. Acest stat capturat până în măduva oaselor. În fiecare stat, în fiecare raion, sunt oameni care ne apasă și ne fac să ne ducem din țara aceasta. Am fost și eu plecat, dar mă duc și plâng și bocesc prin străini și mă întorc acasă. Și mormintele plâng, și părinții bătrâni șed și ne așteaptă copiii. Eu cred că cum e situația la mine în familie, așa e în toată țara. Nu se mai poate, oameni buni, să nu ne deșteptăm și ne curățăm la față de rău care ne predomină și ne înconjoară. Oameni deștepți, acenturii principale a capitalei noastre, treziți-vă și faceți într-un fel ca toți oamenii care se candidează la funcția de primar să identificăm împreună cu Boris Volosate, cu Vasile Costiuc, un băie deosebit din Sataclia, Dumnezeu să-i dea sănătate și să-l păzească. Pentru dânsul ne adunăm împrejurul lui și băietul care îi conduce formația Dacii din Republica Moldova. Să ne adunăm împrejur la oamenii deștepți care sunt, ca Octavian Țicu, ca alți oameni care se candidează la funcția de primari și să identificăm o persoană și să batem făzbăul și căgăbăul ăsta care ne roade de la anii 40. Numai nu trebuie să-l votăm pe Ion Ciobanu. Numai nu trebuie să-l votăm pe... Cu ocupantul ăsta de la președinție, că noi doar am venit să... Noi avem președinte și noi avem un vagabond mai rău ca și la 3 președinți sau 4 care au avut țara asta, 5 împreună cu Mihai Ghimpu. Oameni buni, treziți-vă odată, Doamne. Și au rămas turcii să ne repareze nouă președinția lui Ștefan. Turcii se întoarcă la noi aici și să ne facă noi. Da, ei nu ne-au luat credința, asta și-i drept, le mulțumim turcilor. Că Ștefan înainte de moarte a spus, decât să vă vindeți la FSB-ul rusesc sau la alte slujbe internaționale care conduc lumea, mai bine stați în cetatea de scaun a Imperiului Roman în Constantinopol. Pociniți-vă la legile lui Iisus de la Ierusalim. Noi vrem să deșteptăm toți dașii cu ochi albaștri, cu ochi cafeni, cu ochi verzi din lume, să aprochie de oameni care fac greva foame în centru Chișinăului, în fața, la clădirile astea frumoase, că cred că aici, de aici se pornească imperiul, da, care a fost și este și va fi până la Iisus. Cum scăpăm de ocupant, frate? De ocupantul ăsta? De ocupanță de Republica Moldova scăpăm în felul următor. Oamenii care se curăță la față pentru greșelile care le-au făcut, și vin și ascultă și se roagă la Bunul Dumnezeu, la Sfânta Cruce de la Ierusalim, la mormântele sfinte a sfinților noștri a Moldovii, atunci scăpăm cu legea creștină fără sabie, numai cu crucea scăpăm de a furisiții care ne-au înconjurat oamenii creștini. Tribul Dac de la Huș a fost unul din cele mai principale triburi a lumii, dintre care și satul Tomai se află în preajma Hușului. Tribul de la Huș trebuie să revină acasă, de la Ierusalim și de la Mormântul Sfânt. Tribul Hușilor trebuie să revină de la muntele Atus, să revină și să facă regulă. Cum scăpăm, frate? Eu înțeleg, vrem România mare în vechile hotare. Acum avem probleme cu armata de ocupație, cu ocupantul, cu Dodon. Andrei Năstase și Maia Sandu să iasă înapoi la popor, să dea demisia la guvernul ăsta care e încurcat și e uns și să vede că a se balige și să facă alegeri. Poate alegeri anticipate, nu, dar vreau să, dacă nu facem alegeri anticipate, să iasă toți deputații 101 în fața poporului Republicii Moldova în Piața Mare a Adunării Naționale și poporul să decide că în toate partidele noastre acestea care le avem mai multe de 50 sunt oameni care merită să fie în fruntea statului. Ai văzut ce s-a întâmplat cu Maia Sandu? A pus
la toate instituțiile. Igor Dodon, tâlharul de Igor Dodon, ștădătorul, nu vor chemurâi. Curtea Constituțională, curtea, procurorul general, CNA-ul, SIS-ul, CNA-ul, SIS-ul, toți Dodon, l-au întărit pe Dodon, tare l-au întărit. Și dacă foarte tare l-au jos, de grabă posibil să ne ducă pe alții în Siberia din nou. Oameni buni, treziți-vă că un mic război e aproape de Prut. Dacă ei vreau să iei delta Dunării și terminalul de la Giurgiulești rușă, sau să-l cedeze Dodonul rușilor, Lucoza, nu banda asta să-l vândă, noi înseamnă că trebuie să ne facă zid pe Prut. Și dacă nu ne trezim de data aceasta, cât nu-i târziu, să-l oprim pe Igor Dodon, să-i spunem, du-te, ia-ți bagajul și du-te la matca ta de unde ai venit cu slujbele tale afurisite în țara asta. Noi nu mai putem, dacă nu îl oprim pe Igor Dodon, în Republica Moldova a să știe un masacru mare de răzbunare împotriva hoardelor care au venit peste noi. Și noi nu vrem asta, noi vrem, poporul Republicii Moldova vrea ca să înțeleagă ea, să ducă de unde le iei, măcar până la 40 să ducă de lângă țara asta. Vladimir, mulțumesc, tu ești un om foarte lucid și care vede lucrurile în profunzime. Mulți policieni de la Chișinău nu înțeleg ce îi spui tu, au impresia că sunt pe lângă drum. Tu le vezi în profunzime și îi preîntâmpini încă o dată, venit din sud. În numele poporului eu mă adresez. Și cu băieții ăștia bravi care stau lângă Burebista, Decebal și Ștefan cel Mare, declarăm la toată Moldova. Ai stai și tu cu noi în greva foamei. Stau până nu dau demisia guvernul Maia Sandu, ori să vie aici, tot să le spun eu și trebuie din numele poporului să facă. În dacă aveți că sunt oameni care... În caz contrar. Vreți să-i spui un mesaj lui Andrei Năstași lui Maia Sandu, să întoarcă banii la Rusia înapoi care le-au luat. Da, este trădare, lasă-i întoarcă. Și să știi de partea poporului. Și de partea poporului cum să pornim. Chiar dacă mai banii și e mai așa, lasă-i întoarcă la Rusia înapoi. Ai venit cu troanca și cu doba? Am venit cu doba, cu telanca și clopoțelul. Să strânim Chișinău și să-l instaurăm, poate pe Boris Bolosată, am înțeles. Nu primar, dar Octavian Țigu să iei flangul Chișinăului, centura de aur a țării noastre. Hai frate că încercăm, ne duce să-i trezăm. Satei, să fie înlocuitorul a doilea pe listă la Țicu. Am și înțeles, numai primar pe problemele alte a Chișinăului. Ai să dori cu noi. Dori cu noi. Voi până nu cedează și nu vin toate instituțiile de forță să răspundă și toate televiziunile. Doamne ajută, frate. Care sunt. Doamne ajută. Hai noi să trezim. Noi batem doba aici și așteptăm până luni. Să trezească la față. Azi mâine să vină. Azi mâine să vină că a venit doboșarul din nou în centru Chișinăului. Să mă numesc Vladimir Ciobanu cu o minte lucidă. Doamne ajută. Ăștia care stau aici. Doamne